Salut, sunt Robert și astăzi vreau să vă arăt o cremă de lămâie, o cremă fiartă de lămâie, care e foarte versatilă. Este un lemon curd, nu crud, da? Și nici curd, lemon curd. Puteți să o folosiți la tarte, de exemplu, puteți să o puneți pe cheesecake. Vă las aici rețeta de cheesecake cu fructe de pădure și pur și simplu înlăcuiți fructele de pădure. Cu această cremă este foarte bună. Puteți să o folosiți și la macarons. În orice prăjitură vreți voi puteți să o folosiți. Este foarte, foarte bună. O să începem cu un ibric în care punem 60 de grame de zahăr. Rețeta va fi aici, bineînțeles. Și 75 de grame de zeamă de lămâie, eu mi-am stors aici și mi-am cântărit exact 75 de grame de zeamă de lămâie. După ce stoarceți lămâile, mie îmi place să trec zeama printr-o sită ca să nu am acele mici impurități de la miezul lămâii, să fie efectiv doar zeamă. Și amestecul ăsta se pune puțin pe foc, se încălzește puțin, doar cât să se topească zahărul. Am încălzit amestecul de lămâie și zahăr doar cât să nu mai fie zahăr înăuntru, deci cât să se topească zahărul. Iar acum pe plită vom pune o altă oală în care avem puțină apă, pentru că restul cremei se va face pe baie de apă. Bun. Într-un bol separat o să avem nevoie să spargem un ou pe care o să-l amestecăm cu un tel. Mie nu-mi place să fac întreaga cremă doar cu telul, pentru că incorporez prea mult aer în cremă și mie îmi place să fie mai cremoasă, mai puțin aerată. Dacă vreți să faceți cu telul cum doriți, eu doar oul îl bat cu telul. Spargem aici oul și o să-l amestec puțin. O să torn siropul de lămâie cu zahăr peste, amestecând în continuu, pentru că dacă siropul e foarte fierbinte, o să se coaguleze oul. Puteți vedea cât de multe bule s-au format. Dacă voi continua să amestec cu telul, vor rămâne acele bule și mie nu-mi place. Deci acum trec și amestec cu spatula. Pun bolul pe baie de abur și am grijă să amestec în continuu și să dau de pe pereții bolului crema jos ca să nu se coaguleze inegal și să am cocoloașe sau... Dacă la un moment dat vedeți că crema se coagulează prea rapid, o dați puțin jos de pe foc și amestecați bine de tot. După care, dacă mai este nevoie, vă reîntoarceți cu ea pe abur. În funcție de
unde doriți să folosiți crema asta, puteți să o țineți un pic mai mult pe foc sau mai puțin și ea va fi mai subțire sau mai groasă, adică va curge mai ușor sau mai greu. Mie îmi place asta, consistența asta în care ea încă curge puțin, mai ales că atunci când se va răci și după ce adaug și untul, ea se va mai îngroșa. Dacă aveți nevoie de o cremă pentru macaroni, de exemplu, unde aveți nevoie de o cremă care să stea mai fixă, țineți-o un pic mai mult pe foc și va fi mai fixă. Acum, cât crema este încă fierbinte, voi adăuga 50 de grame de unt în ea și voi amesteca până când tot untul se topește. Amestecați bine ca să nu se topească prea repede untul și să nu poată fi integrat în cremă, deci să nu se taie crema. Am integrat tot untul, s-a topit tot untul în cremă și am obținut o cremă foarte, foarte lucioasă și fină și cu un gust foarte intens de lămâie. Acum, dacă o folosesc, de exemplu, pe un cheesecake, o fac exact atunci când am nevoie de ea și o torn pe cheesecake ca ea să se niveleze și după aceea o las să se răcească direct pe cheesecake. Dacă am nevoie să o pun într-un tort sau, cum v-am spus mai devreme, în macaronzi, atunci o las să se răcească, să se întărească, după care o folosesc. O voi scoate într-un bol, un bol în care am avut untul, de exemplu, și o voi acoperi cu o folie alimentară ca să nu facă poșghiță deasupra, după care o voi folosi la prăjitura la care am eu nevoie. Sper că v-a plăcut rețeta de astăzi. Dacă aveți întrebări, ca de obicei, vă aștept să-mi lăsați un comentariu la acest video și dacă nu, sper să folosiți crema asta cât mai mult. Mie îmi place extraordinar. Pe data viitoare!